Duminică, de duminica trecută, vor fi anulate. Între timp, Parlamentul de la Chișinău ar putea fi și el ocupat. Președinția, Parlamentul, Guvernul sunt înconjurate de peste 30.000 de oameni. Sunt peste 30 de răniți, atât din rândul forțelor de ordine, cât și al civililor, potrivit agenției France Press. Locuitorii ai Chișinăului sunt în continuare așteptați la manifestație, după cum spunea primarul din capitala Moldovei, Dorin Chirtoacă, în direct la Realitatea TV. Va fi un protest fluviu, anunța el. Este un eveniment pe care îl urmărim. Mașina de pompieri pe care o vedeți acum în imagini a fost deja distrusă. Ea fusese adusă de forțele de ordine pentru a apăra clădirea Parlamentului, doar că protestatarii au reușit să distrugă această mașină. În câteva clipe, imagini în direct din capitala Republicii Moldova, cum spuneam, situația scapă de sub control la Chișinău. O legătură telefonică directă în acest moment cu trimisul nostru special. Este vorba despre colega noastră, Evgenia Chironaki. Evgenia, l-am auzit pe Dorin Chirtoacă puțin mai devreme vorbind despre posibilitatea creșterii numărului manifestanților. Care e starea de spirit acum? Oamenii vor să continue protestele sau, dimpotrivă, s-ar putea calma spiritele? Mă aflu acum chiar între clădirea președinției și Parlament. Da, într-adevăr, clădirea președinției a fost deja ocupată și acum câteva minute am ieșit din ea. Este spart totul pe acolo și doar presa are acces. Ceea ce se întâmplă cu clădirea Parlamentului însă e și mai grav, pentru că acum protestatarii trebuie să fugă din 5 minute din fața clădirii, pentru că se aruncă cu gaze lacrimogene. Noi n-am mai putut să stăm acolo, dacă stăteam și acum, nu mai vorbeam cu dumneavoastră. Aceste gaze nu numai că îți provoacă lacrimi, dar te ustură și pielea după aia îngrozitor. Însă oamenii n-au de gând să renunțe. Am vorbit cu studenții de aici, că majoritatea sunt studenți, și ei spun că vor veni și mâine și poimine până când comuniștii nu vor fi dați jos. Evgenia, spune-ne ce se întâmplă cu președintele. Spuneai clădirea a fost ocupată. Reamintește-ne, președintele a plecat când din capitală? Aici, în fața președinției, sunt doar zvonuri. Oamenii spun că președintele este deja pe undeva pe la Moscova. Că a fugit de mult. În clădire nu sunt decât câțiva oameni puși să păzească, presa are acces, pentru că dacă și studenților le s-ar da voie în clădire, este posibil să nu mai rămână nimic întreg acolo și așa mai sunt puține lucruri care au rezistat. Evgenia, a existat inclusiv informația că Serviciul de Protecție și Pază, varianta moldovenească, ar fi renunțat la protecția clădirii. Care sunt informațiile de acolo? Da, informațiile de aici sunt următoarele. Se spune că, se spune, repet, este ceea ce vorbesc cu oamenii din fața clădirii, că s-au vrut intervenția trupelor. Deci de sus de undeva a fost comanda. Însă s-a spus că dacă se va întâmpla acest lucru, ei vor lăsa armele jos și vor veni de partea oamenilor, de partea protestătarilor. Așa că, din câte am înțeles, s-a renunțat la intervenție în forță aici. Evgenia, sunt lideri care mobilizează în vreo direcție, îi mobilizează în vreo direcție pe manifestanți sau e o manifestare haotică? Mi se pare că e o chestie, da, haotică, pentru că cei care sparg efectiv geamurile din fața Parlamentului sunt oameni tineri. Eu n-am văzut pe nimeni mai în vârstă, vreun lider politic, vreun lider al unei organizații studențești. Din câte am înțeles eu, studenții azi dimineață efectiv s-au organizat, s-au mobilizat și au venit și totul este, protestul acesta este foarte spontan. Deși s-a programat un protest al opoziției, nimeni nu s-a așteptat ca să se ajungă la un număr atât de mare și să ia o asemenea amploare. Au fost apeluri din partea forțelor de ordine pentru non-violență. Totuși, cum se poartă în acest moment jandarmii? Eu am stat chiar lângă aceste forțe de ordine. Exista un grup de studenți care încercau să-i convingă să treacă de partea lor și spuneau: noastră nu aveți copii, uitați, noi am terminat facultățile și nu o să avem unde să muncim.
Și oamenii spuneau că știți că acesta este meseria noastră și nu putem să renunțăm. Dar totul foarte pașnic între, se desfășura acest moment foarte pașnic între forțele de ordine și studenții. În acest moment, dar ai știință de vreun fel de violență? Chiar în acest moment se îndreaptă o trupă către Parlament, îi vine de undeva din spatele clădirii președinției. Este fum din ieșirea din incendiu. N-am văzut odată fum din partea dreaptă și acum din partea stângă a clădirii. Și toate trupele se îndreaptă acolo. Ceva se întâmplă chiar în spatele clădirii. Da, se aruncă pietre în... Efectiv se aruncă cu pietre în trupe. Evgenia, iese fum, ne spui, din clădirea Parlamentului și sunt oameni care se îndreaptă pe o intrare din spate a Parlamentului. Nu se mai poate auzi în acest moment, ca un dialog. Dar cred că putem să ne apropiem, fiindcă ceea ce se întâmplă acolo este groaznic. Se aruncă cu pietre și e foarte, foarte mult fum. Evgenia Chironac, înțeleg? O să încercăm să ne apropiem mai mult, dar efectiv nu mai pot să respire acolo. Evgenia, încă o dată, dacă ne auzi, spune-ne de unde este problema, de unde este fumul și către ce clădire, către care dintre cele două, parlament sau președinție, se îndreaptă forțele de ordine? Fumul este din parlament. Fumul este din parlament, din interior. Este undeva în zona din spate... strada din dreapta clădirii și undeva în zona din spate se vede foc chiar din interiorul clădirii de aici. Evgenia, rămânem în legătură directă cu tine. Înțeleg că nu ne mai poți auzi din cauza zgomotului. Corespondentul nostru la fața locului, Evgenia Chironaki, ne vorbește despre o încăpere a Parlamentului de unde este fum în acest moment. Trupe speciale se îndreaptă către acea clădire și o reacție din partea Ministerului Român al Afacerilor Externe apărută în urmă cu foarte puțin timp. Ministerul de Externe urmărește cu atenție și cu preocupare situația din Republica Moldova în urma evoluțiilor înregistrate în cursul zilei de astăzi. Își exprimă îngrijorarea în legătură cu informațiile vehiculate inclusiv de presă referitoare la producerea unor acte de violență, lipsa de acces a publicului la informații prin canale media și obstrucționarea accesului cetățenilor români care doresc să călătorească în Republica Moldova. Este un citat din acest comunicat al Ministerului Român de Externe, care subliniază că va exprima un punct de vedere oficial asupra situației din Republica Moldova după ce va face o analiză completă a acestor evoluții. Zgomotele pe care le auziți sunt din telefonul Evgeniei Chironaki, este corespondentul nostru la Chișinău, se află chiar în zona în care se petrec evenimentele. Se aude foarte clar cum se aruncă pietrele, sunt zgomotele pietrelor care sunt aruncate în acea zonă. Am înțeles că Basa Press transmite pe știri non-stop. Este o sursă pe care o folosim deja. Doar că, de exemplu, de la basa.press aflăm că cei de la Comisariatul General de Poliție spun că nu au folosit niciun fel de forme de violență, pentru că o mare parte dintre protestatari sunt minori. Doar că de la corespondenții noștri am aflat deja și am văzut și din imagini că acolo s-a folosit violența. Vom reveni la aceste chestiuni. Tot pe basa.press aflăm că o ședință extraordinară a executivului de la Chișinău a fost convocată în contextul acestei situații create în centrul capitalei la Chișinău. O ședință extraordinară la care participă președintele Vladimir Voronin, prim-ministrul Zinaida Greceanu și Marian Lupu. Este vorba despre președintele adunării parlamentare, dacă nu mă înșel. Ședința a fost convocată ca să examineze situația din piața Marii Adunări Naționale. Susținătorii opoziției au ieșit în stradă la Chișinău ca să conteste rezultatele alegerilor și mai mult decât atât, ei cer, reprezentanții opoziției cer repetarea alegerilor de duminica trecută. Haideți să vedem imaginile. Președinției moldovene a fost incendiat. La un moment dat, protestatarii au intrat în clădirea Parlamentului, de unde au scos mobilier căruia i-au dat foc în fața intrării.
Demonstranții au spart geamurile, însă nu au putut intra decât în câteva birouri. În celelalte se baricadaseră polițiștii. Protestatarii spun că alegerile au fost fraudate și cer repetarea scrutinului. Aseară, aproximativ 20.000 de tineri au ieșit în stradă ca să-și manifeste nemulțumirea față de rezultatele alegerilor. Mulțimea a blocat bulevardul principal din Chișinău, dar nu au fost incidente. Totuși, pentru că mitingul nu a fost autorizat, organizatorii s-au ales cu dosare penale. Informații noi de la Chișinău, primite de la corespondentul nostru Evgenia Chironaki, fum dintr-o încăpere a Parlamentului Capitalei Republicii Moldova, un fum pe care îl observau jurnaliștii deja sufocați din cauza gazelor lacrimogene. Evgenia Chironaki ne spunea că toți oamenii prezenți acolo au nu doar lacrimi în ochi, ci resim și usturim la nivelul pielii. Cu toate acestea, nimeni nu își exprima intenția să părăsească această piață mare a adunării naționale unde au loc protestele. Avansul protestatarilor în interiorul clădirii președinției se pare că este destul de mare, pentru că aflăm că un grup de tineri a scos draperul principal al țării din biroul lui Vladimir Voronin, din incinta președinției, și l-au dus în piața Marii Adunării Naționale. Tinerii au anunțat că au participat la protest în mod decent și că nu ar fi vrut să facă lucrul acesta decât în cazul în care erau provocați. Vă spuneam puțin mai devreme că Ministerul Român al Afacerilor Externe urmărește cu atenție și preocupare situația din Republica Moldova. Vom avea un punct de vedere oficial asupra situației din Republica Moldova după ce Ministerul de Externe va face o analiză completă a acestor evoluții și o reacție de la Moscova. Rusia este îngrijorată de asemenea de violențele provocate în Republica Moldova, unde opoziția contestă în stradă victoria electorală a comuniștilor, relatează agenția France Press. O reacție și din partea înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Javier Solana, care se declară și el preocupat de confruntările din Republica Moldova. E doar începutul reacțiilor internaționale. Cu siguranță vom avea reacții și de la Washington în minutele care urmează. Tinerii care se află acolo în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău spun că unul dintre ei a decedat în timpul altercațiilor cu polițiștii. Totodată ne informează un site de știri din Republica Moldova, se cheamă Știrea Zilei .md. Acest site spune că 60 de polițiști au fost răniți și cel puțin unul este în stare gravă la spitalul de urgență din Chișinău. La frontiera dintre România și Republica Moldova, mai precis în Vama Sculeni, a avut loc un protest, are loc în continuare un protest. Câteva zeci de studenți basarabeni din Iași care intenționau să ajungă la Chișinău au fost opriți la frontieră, după cum vă spuneam. Vameșii nu le permit tinerilor, de fapt cred că e vorba despre poliția de frontieră care nu le permite tinerilor să intre în țară. Studenții sunt decis să rămână și să protesteze. Tudor Florea ne spune acum care e situația în acest moment, mai precis despre câți oameni e vorba, câți tineri nu au voie să iasă din țară, Tudor. Bună ziua, era un autocar plin, aproape 40 de studenți basarabeni care studiază la Iași au vrut să meargă la Chișinău astăzi, au trecut fără probleme prin Vama Sculeni, partea din România, însă au fost opriți de autoritățile din Republica Moldova. Stau deja de câteva ore acolo, i-au spus că au de gând să protesteze cel puțin până în seara aceasta, nu au de gând să se întoarcă. Deocamdată situația este un pic confuză aici în Vama Sculeni, se vorbea chiar și despre un blocaj care se pare că a dispărut între timp. Au fost cu siguranță mai multe mașini cu cetățeni români care au fost întoarse de la punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova pe parcursul acestei zile. În momentul de față însă avem toate motivele să credem că lucrurile se desfășoară cât de cât normal. Cert este că cei aproape 40 de studenți basarabeni rămân în continuare acolo, în partea moldovenească a Vămii Sculeni, protestează. Lor sunt șanse mari să li se alăture un alt autocar cu câteva zeci de studenți basarabeni care s-ar pregăti să plece din Iași la această oră.
Tudor Florea din Vama Sculeni. Imaginile sunt în direct de la Chișinău. Protestele continuă în piața Marii Adunări Naționale. Vizate sunt clădirile Parlamentului și Președinției. Din informațiile pe care le avem până acum, clădirea Președinției a fost deja ocupată de protestatari. Vă spuneam ceva mai devreme, protestatarii ar fi intrat inclusiv în biroul președintelui Vladimir Voronin, de unde au luat drapelul. Se spune că este cel mai important drapel din Republica Moldova. Fum într-o clădire a Parlamentului, după cum ne relata corespondentul nostru la fața locului, Evgenia Chironaki. Vom reveni în legătură telefonică directă cu ea în foarte scurt timp. Trebuie să mergem însă în Italia, pentru că este un alt loc de interes în acest moment pentru români. 5 români și-au pierdut viața în cutremurul care a avut loc în localitatea Achila. Corespondentul nostru, Adelin Petrișor, este acolo în acest moment. Adelin, bună ziua! Ce ne poți spune despre românii care au murit în acest cutremur? Bună ziua, sunt 5 la număr, 3 dintre ei făceau parte din aceeași familie, soț, soție și un copil. Se pare că era vorba de un copil mic. Aceste informații legate de cei 5 români au circulat încă de astăzi de dimineață. Diverse agenții de presă italiene au vorbit despre aceste cazuri, însă confirmarea oficială a venit abia după amiază. Pot să vă spun că în continuare bilanțul este acesta. 207 oameni au murit în urma cutremurului. Sunt 278 de răniți, dintre care 100 sunt în stare gravă. O veste, singura veste îmbucurătoare este că a scăzut foarte mult numărul sinistraților. În urmă cu câteva ore, presa italiană vorbea despre 100.000 de sinistrați, 50.000 de sinistrați. Se pare că sunt doar 17.000, spun doar gândindu-mă la cifra inițială, însă înseamnă enorm, înseamnă destul de mult. Ca să vă faceți o impresie, această regiune, Abruzzo, are o populație de peste 1.000.000 de locuitori. În Abruzzo locuiesc și 19.000 de români. Laura? Adelin, o informație care tot face turul presei internaționale se referă la detaliile tehnice ale cutremurului. Unul foarte puternic, dacă este să ne gândim că au fost demolate clădiri cu etaje puține. Foarte puternic. Inițial au spus 5,8 pe scara Richter, au fost specialiști americani care au vorbit de 6,3 pe scara Richter. Ce pot să vă spun, că am simțit pe pielea mea multe dintre replicile. Sunt aici de ieri după amiază și chiar în urmă cu un sfert de oră a fost una dintre replici, destul de blândă, însă noaptea trecută, ca toți cei de aici, noi dormim în mașină, mașina parcată într-un parc, ca nu cumva vreo clădire să cadă peste. Am simțit în mașină, în jurul orei 1:30 ora locală, 2:30 ora României, zgâlțituri foarte puternice și asta preț de 10-15 secunde. Cutremurul însă a fost de-a dreptul devastator. Am fost într-o tabără improvizată de autorități pentru oamenii rămași fără locuință. Acolo am găsit 35 de români. Unul dintre români mi-a povestit că nu știa ce să facă, să iasă pe geam, să-și salveze copilul, să-și ia nevasta. Pur și simplu au izbucnit cu toții în plâns și au stat în casă până a trecut cutremurul, însă îmi spunea că nu are curaj să se mai apropie de acea casă și trăiește în continuare într-un cort. Nu se știe cât va locui în acel cort. Vă dați seama, autoritățile trebuie acum să expertizeze absolut toate clădirile. În spatele meu, Dan vă arată un bloc, ceea ce a fost un bloc de două etaje, făcut una cu pământul acest bloc. Însă sunt multe clădiri rămase în picioare care sunt destul de grav avariate, au structura de rezistență variată. Practic, orașul L'Aquila, din care eu transmit, este un oraș fantomă. Locuitorii au părăsit casele și au lăsat casele cu tot ce aveau în ele, televizor, haine și așa mai departe, și au plecat care pe unde a putut. Sunt în zona aceasta doar, cred că, 15-20 de locuitori care au rude sub aceste dărâmături. Sunt oameni împietriți de durere cu care jurnaliștii, vă dați seama că nu pot vorbi. Ce să întrebi un astfel de om într-o astfel de situație? Îi vezi pe mulți bolborosind cuvinte fără înțeles, fumând țigară de la țigară, uitându-se printre pozele care au rămas pe aici printre dărâmături și așteptând un semn de la salvatori. Sunt
Impresionante imaginile. Adelin, mulțumim foarte mult. Știm doar că la mai mult de 24 de ore după acest violent seism, oamenii încă n-au primit acordul autorităților să se întoarcă și să-și mai recupereze din lucruri de teama unor noi replici. Micul orășel în care s-a produs acest cutremur, un orășel de 70.000 de oameni, este după cutremur un orășel care nu mai poate fi locuit. Au fost distruse între 3.000 și 10.000 de clădiri. Ne întoarcem însă la situația de la Chișinău, o situație în desfășurare, un eveniment în desfășurare pe care îl urmărim pentru dumneavoastră. În câteva clipe din nou reluăm legătura cu colega noastră Evgenia Chironaki. Dar imagini indirect de la televiziunea de stat, televiziunea publică din Republica Moldova, care nu pare să fie afectată niciun fel de ce se întâmplă în piață, în piața Marea Durerii Naționale. O emisiune pentru copii. Puțin mai devreme colegii noștri ne spun că a existat și un buletin de știri. În continuare însă, după cum vedeți, programul este imperturbabil. E o tratare aproape suprarealistă a situației din Piața Mare a adunării parlamentare din Republica Moldova. Închipuiți-vă că acolo sunt oameni răniți. Colega noastră, Evgenia Chironaki, a văzut puțin mai devreme oameni care au căzut pur și simplu. Evgenia, ești din nou alături de noi? Da, acum câteva clipe au fost răniți doi tineri. Am văzut cu ochii noștri, deci s-a aruncat cu explozibil și le-au fost rupte picioarele. Acum a trecut ambulanța și a luat, însă nu înțeleg de ce chiar în acest moment o altă ambulanță se dreaptă undeva în spatele clădirii Parlamentului. Vreau să vă spun că chiar de la parter este foc, clădirea arde prin interior și tot din interior se dă cu apă peste protestatari, iar protestatarii aruncă în continuare pietre în geamuri. Nu știm câți răniți au fost, doi am văzut noi aici, în locul în care ne-am aflat noi, însă ce se întâmplă în spate acum, în spatele clădirii, nu putem vedea pentru că este chiar foarte periculos să încercăm să ne apropiem. Evgenia, din ce spui tu, pare destul de grav. Încă o dată spui că polițiștii au aruncat cu un explozibil care i-a retezat picioarele unui protestatar? Noi nu știm cine aruncă. Se aruncă din geam, de sus, din clădire. Pare că a dat o parte din forțele de ordine. Dar noi nu știm cine aruncă. Doar vedem că ceva se aruncă și apoi se duce o explozie. Atunci când am ducat acest lucru, doi tineri au fost răniți, asta am văzut. Evgenia, văd că și agenția Newsin... Agenția Newsin vorbește despre foc în clădirea Parlamentului de la Chișinău. Parterul și etajul întâi al Parlamentului sunt în flăcări, scrie agenția Newsin. Mai multe explozii, dintre care prima, foarte puternică, urmate de un fum alb, s-au auzit din Parlamentul moldovean. Pe sediul președinției, Evgenia, dacă ne poți confirma această informație, au fost arborate draperele României și cele al Uniunii Europene. Da, vă pot confirma, nu văd steagul, acum văd, steagul Uniunii Europene este de asemenea, este mai mic, dar sus de tot este steagul Republicii Moldova, după care steagul României și apoi steagul Uniunii Europene. Și în fața Parlamentului, de asemenea, este steagul României. Ce se încearcă ei, adică protestatarii, încearcă să pună și steagul României deasupra Parlamentului de data aceasta. Ei vor să ia cu forță această clădire și da, într-adevăr, din geamurile de la parter și de la etajul întâi este foc. Și ce se întâmplă înăuntru nu putem ști. Evgenia, din ce ne spuneai mai devreme, părea să fie vorba de un nou asalt asupra clădirii Parlamentului. Au reușit protestatarii atacurile astea sunt repetate. Deci protestatarii încearcă, apoi se audă o explozie, protestatarii în sus. Cineva în jos, în stradă, spune, nu vă întoarce, spune apoi, curaj, și apoi tot spune înapoi, spre clădirea Parlamentului. Deci încercările astea sunt repetate, nu pot să spun că a fost una sau două sau trei, pentru că ele se întâmplă din... Dar de unde sunt aruncate grenadele, Evgenia? Nu vă mai pot auzi. Te întrebam de unde sunt aruncate grenadele. De la etajele de sus al clădirii. De pe geam.
Mulțumim, Evgenia, revenim la tine pentru informații în secunda în care vor apărea evenimente noi, evoluții noi pe care să ni le comunici. Păstrăm aceste imagini, eveniment în desfășurare în capitala Republicii Moldova, protestatari în număr impresionant, se vorbește despre 30.000 de oameni între clădirea Parlamentului și clădirea președinției acestei țări. Protestatarii ar reprezenta vocea, forța opoziției care cere repetarea alegerilor de duminica trecută, pentru că rezultatul acestora, câștigul pe care și l-au dobândit comuniștii, ar fi contestat de reprezentanții opoziției. În studioul Deschide Lumea în acest moment, jurnalistul George Roncea, sociologul Ana Bulai și jurnalistul Bogdan Chiriac. Bun venit tuturor. Domnule Chiriac, colega noastră care este luată cu învâltoarea evenimentelor a trecut ușor peste o chestiune foarte gravă. Un protestatar ar fi avut picioarele sfârtecate de un explozibil aruncat de la etaj. Da. Iar ea a văzut asta. A văzut și ambulanța care i-a luat, era vorba de doi tineri, am înțeles, de salutat această transmisiune chiar din mijlocul evenimentelor. Este o tânără jurnalistă care chiar își face datoria într-un moment foarte dificil. Deci este doar o chestiune de timp, domnule Prelipceanu, până când autoritățile de la Chișinău vor folosi forța în exces pentru a împrăștia acești protestatari. Este doar o chestiune de timp. Și în general, când ai o masă umană de 30.000, 40.000 de oameni, această chestiune scapă de sub control. Acum nu se poate ști exact cine dă foc la Parlament și la președinția de la Chișinău. În mod clar, însă, acolo sunt flăcări, vedem fum. Forțele de ordine folosesc deocamdată gaze lacrimogene. Am înțeles că dau cu apă, deci e vorba de tunuri cu apă. Să vedem acum ce este cu explozibile. Important însă, esențial mi se pare faptul că autoritățile de la Chișinău categoric vor să țină situația sub control, deci presa nu comunică nimic. În timp ce România a umplut toate ecranele de televiziune și buletinele de radio transmit online acest lucru, Republica Moldova nu transmite. Ați văzut puțin mai presa devreme imaginile de la transmite. Televiziunea de stat. Deci, le vedem chiar acum, sunt copii milioane, care milioane cântă. De basarabei nu știu ce se întâmplă la Chișinău în acest moment. În același timp, reacția Uniunii Europene în continuare este extrem de rezervată. Solana, dacă citiți mai departe, înțeleg că dorește încetarea violențelor. Păi, deocamdată violenți sunt prezentați protestatarii, nu autoritățile din Republica Moldova. În plus, Voronin nu a părăsit țara, cum se credea, pur și simplu s-a retras din Chișinău, probabil pentru a-și pune la punct planul de a zdrobi această revoltă care încurcă și Rusia și Uniunea Europeană. E un mister unde se află Vladimir Voronin în acest moment. Domnule Roncea, analiștii ruși, unul mai precis, spune că protestele de la Chișinău sunt susținute de cercuri naționaliste din România. Ministerul Român al Afacerilor Externe, într-un comunicat despre care am vorbit puțin mai devreme, respinge atitudinea provocatoare la adresa României exprimată în acest context. Cum ar trebui să interpretăm aceste luări de poziție? Sunt prostii. Eu cred și vreau să spun altceva. Am văzut că vreau de război, mai multe situații. Și eu cred că miroase a Miloșevici chiar acum, la Chișinău. Părerea mea este că în efigie, ca simbol, Voronin este pe ducă. Este prima oară din 89, era fost ministru de interne. Dacă vă aduceți aminte, pentru cine nu știe, în 89 se afla în sediul ministrului de interne, când demonstranții au pătruns în forță și Voronin nu a avut curaj să dea, să tragă. Mă îndoiesc că acum va avea curaj să o facă. Părerea mea este că protestul acestor tineri este un protest legitim și are de-a face cu România în măsura în care limba română este una și aceeași pentru ei și pentru noi. Eu am informația că mii de tineri basarabeni care se află în România sunt pe care să se îndrepte către Chișinău. Sunt vreo 6-7 mii de studenți, doctoranți, masteranți, câteva zeci de mii de basarabeni studiază în România. Ei, după părerea mea, se vor îndrepta la Chișinău și eu salut această chestiune, pentru că statul român nu poate interveni. În realitate, statul român nu are cum să intervină. Uniunea Europeană nu este doar rezervată de azi de ieri. Vă atrag atenția că OSCE-ul, ca organizație
vezi, doamne, de securitate europeană. E totuși o organizație de securitate europeană. În ultimii 15 ani nu a făcut absolut nimic, a pactizat de regulă cu Rusia. O informație pe care o transmite agenția de presă rusă Itartas este că unii dintre protestatari se îndreaptă către clădirea televiziunii, televiziunea de stat, cea care transmitea imaginile pe care le-ați văzut mai devreme, o emisiune pentru copii. Și tot Itartasul, corespondentul Itartas, care se află chiar în piață în rândul demonstranților, spune că polițiștii nu au folosit forța împotriva protestatarilor, deși, așa cum ați văzut și din imaginile noastre, acolo s-a folosit violența, pentru că am văzut inclusiv răniți. Fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu, în legătură directă cu noi. Domnule Cioroianu, ce știți despre președintele Voronin? Unde este? Bună ziua! N-aș putea să vă spun locul în care se află, dar aș putea să vă spun că e vorba de un faliment al politicii domnului Voronin. Tot ce se întâmplă acolo, asta arată până la urmă. Este falimentul unui act de guvernare. Nu mă refer numai la foarte probabilele fraude electorale din ultimele zile, dar și de la suita de gesturi politice de după 2001, când domnul Voronin a ajuns președinte. De la statutul limbii române, care a fost depreciat, până la inventarea unei identități pe care se vede că populația ieșită în stradă nu o recunoaște. O identitate anti-europeană, nu numai moldovenească sau neromânească, mă rog, o identitate anti-europeană. Să nu uităm că domnul Voronin vorbea în 2001 de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus. Așa a ajuns dânsul la putere. Orice pe care îi vedem, cu toate, sigur, violențele oricând sunt regretabile de orice parte ar fi, dar această populație care iese cu steagul în stradă vrea să arate că își dorește un stat care să meargă spre Uniunea Europeană. Ce spun jurnaliștii ruși cu cercuri naționaliste, cu România? Nu, eu cred că cei care ies în stradă la Chișinău au ochii spre Uniunea Europeană în principal. Poate ne lămuriți dumneavoastră ce ar putea să însemne în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe de la București că România respinge orice provocare în acest context. Ce ar putea să însemne această provocare? Această provocare n-ar fi nouă. Este vorba de acele aserțiuni care mereu implică România. Acum, probabil mai mult ca niciodată, mereu implică România când este vorba de anumite tulburări care pot să aibă loc la Chișinău. Fie că e vorba de vizitele unor, eu știu, lideri din sectorul administrativ, fie că e vorba de preoți care au fost opriți la graniță, fie că este vorba de studenți, pur și simplu. Acum am înțeles că un grup foarte mare de la Universitatea din Timișoara n-a putut intra pe teritoriul Republicii Moldova. Și de regulă jurnaliștii, inclusiv ruși, repet, spun că ar fi și România implicată în toate aceste lucruri. Este un fel de a pasa responsabilitatea și de a pierde din vedere că, de fapt, cum spuneam, regimul și sistemul Voronin au ajuns într-un impas prin propriile lor greșeli. N-a trebuit să-i încurajeze cineva. Ba încă aș putea să vă spun că România a fost reținută în dese rânduri, când o suită întreagă de provocări sau făcut la adresa noastră, că a fost vorba de aderarea la NATO în 2002, fie apoi perioada care ne-a despărțit de aderarea la Uniunea Europeană, au venit provocări dinspre Republica Moldova, dinspre cei care conduc Republica Moldova, la care eu aș spune că statul român a răspuns cu calm. Domnule Cioroianu, am văzut o primă reacție destul de descriptivă, mai degrabă analitică, a situației din Republica Moldova din partea Ministerului Român al Afacerilor Externe, care și-a rezervat posibilitatea de a analiza în profunzime situația de acolo înainte de a veni cu o poziție oficială. La ce ne putem aștepta din partea Ministerului Român al Afacerilor Externe, din partea autorităților române? Poate România să facă low profile, cum se spune, adică să stea mai degrabă rezervată în contextul a ceea ce se întâmplă acum la Chișinău? Doamnă, vă rog să aveți încredere în cei care gestionează această problemă, chiar dacă gestionarea nu are nimic spectaculos și de multe ori sunt detalii care nu pot fi date publicității. Nu în sensul că ar fi cine știe ce acțiuni, în niciun caz subversive, să nu ne gândim la așa ceva, dar diplomația presupune un limbaj de multe ori codat, care nu totdeauna poate să transpară ca atare în ziarele noastre. Ministerul Afacerilor Externe are în acest moment, cum a avut de-a lungul ultimilor ani, o legătură directă cu Uniunea Europeană, are o legătură directă cu Chișinău, în măsura în care Chișinăul o acceptă, și noi am fost mereu dintre cei care am încurajat această relație.
În momentul de față am convingerea că orice opinie se va face la Bruxelles, doamna Benita Ferrero-Waldner, echipa dânsei, doamna Ferrero-Waldner fiind una dintre personajele despre care la noi se vorbește foarte puțin, comisarul european pentru relații cu ceea ce se cheamă politica de vecinătate a Uniunii Europene, despre dânsa se vorbește la noi foarte puțin, dar vă pot asigura că face foarte mult pentru Republica Moldova și pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe Român, România ca atare, reprezintă un pilon de care la Bruxelles se ține seama. Mulțumim, domnule Cioroianu. O veste foarte proaspătă. Președintele Republicii Moldova vrea să arate că nu a dispărut complet. A anunțat că va face o declarație în scurt timp. Președintele Vladimir Voronin nu ni se spune de unde. Cert este că a părăsit Chișinăul. Va face în scurt timp o declarație. Sper să putem să o transmitem în direct. Doamna Bulai, sunteți sociolog. Cât de spontană e manifestația asta din centrul Chișinăului? După cum arată, din punctul meu de vedere, este destul de spontană. Dar minter, ca să faci diferența între o mineriadă, cum s-a spus și la postul dumneavoastră de televiziune, și o revoluție, este foarte simplu. Identifici trei elemente. În primul rând, o masă critică. Ori această masă critică, mie mi se pare că încă nu s-a atins în Republica Moldova. Îi știu pe tinerii de acolo și cred că dacă se ajungea la un procent semnificativ al opoziției în alegeri, furtul era destul de greu de realizat, totuși au avut cote reduse și organizațiile internaționale care au monitorizat alegerile nu au avut ceva de semnalat semnificativ și nici în stradă acum nu cred că sunt zeci de mii de oameni. Avem experiența cu toții a ceea ce înseamnă zeci de mii de oameni în stradă. Trebuie un efort de organizare și sunt foarte mulți tineri, s-a spus chiar minori, și nu se vede acest efort de organizare internă. Îți trebuie ceva să apară din această masă și trebuie un context. În 89, contextul european a favorizat revoluțiile din estul Europei. Același context, poate mai larg decât cel european, a înăbușit în sânge Tiananmenul, de la care sărbăm la fel 20 de ani. Ori atitudinea rezervată a comunității europene, care ne include și pe noi, ne spune că acest context nu există. Avem o legătură telefonică directă acum cu directorul spitalului din Chișinău, care a intervenit foarte rapid. Domnule Gheorghe Ciobanu, despre câți răniți știți dumneavoastră că ar fi vorba la Chișinău? Alo? Ne auziți? Bună ziua! Despre câți răniți e vorba la Chișinău, domnule Ciobanu? Deci, noi putem să vă oferim informații în ceea ce privește adresările în cadrul instituției noastre. Avem 40 de adresări până la momentul respectiv, cu diferite leziuni. Așa, în fond, 8 sunt spitalizați și restul, deci, sunt pentru tratament ambulator. Domnule Ciobanu, ați primit un pacient cu picioarele sfârtecate din cauza unei explozii? Sunt trei, deci, cu asemenea leziuni și li se acordă la moment, deci, asistența. Puteți să ne spuneți dacă erau polițiști? Nu sunt din rândurile manifestanților. Cât de grav sunt cei 8 care sunt spitalizați? Nu, sunt în afara pericolului. Am vorbit că sunt cu leziuni foarte ușoare. Ne puteți spune cât sunt polițiști și cât sunt civili dintre cei spitalizați? Nu putem să vedem așa date în prezent. Cei trei manifestanți despre care ne spuneți că au rând din cauza unei explozii în zona picioarelor sunt în pericol vital? Nu. Rănile sunt grave? Sunt de gravitate medie. Cine îi aduce pe cei răniți? Cine i-a dus pe cei răniți grav la spital, domnule Ciobanu? A fost aduși de salvare? Poate pătrunde salvare acolo? Serviciul de ambulanță. Am înțeles. Deci salvarea poate să pătrunde la această manifestație. Nu sunt drumuri blocate. Da. Mai bine. Gheorghe Ciobanu este directorul Spitalului de Urgență din Chișinău. Mulțumim pentru aceste informații. Deci, iată și o confirmare. Vestea pe care o primeam din partea colegei noastre, Evgenia Chironache, o explozie produsă în apropierea clădirii Parlamentului. Se pare că cineva a aruncat de la etaj o grenadă. I-a afectat pe trei dintre manifestanți. Sunt răniți la spital.
toți au răni în zona picioarelor. Avem o legătură directă acum cu Sergiu Voicu, este corespondentul nostru la Ministerul Român al Afacerilor Externe. Sergiu, am primit un comunicat laconic din partea Ministerului Român de Externe. Înțelegem că acolo cineva analizează situația de la Chișinău. Câți oameni analizează ce se întâmplă la Chișinău și când ne putem aștepta la o poziție oficială? Așa este, bună ziua tuturor. Ministerul Afacerilor Externe a avut o poziție destul de întârziată. Ea a sosit în urmă cu doar câteva minute vis-a-vis de situația din Republica Moldova, iar explicațiile care ne-au fost date în acest comunicat sunt destul de vagi. Ei spun că la acest moment analizează situația de acolo, iar o poziție oficială va sosi de-abia mai târziu. Chiar aș vrea să vă citesc acest comunicat. Ministerul Afacerilor Externe urmărește cu atenție și cu preocupare situația din Republica Moldova în urma evoluției înregistrate în cursul zilei de astăzi. Mai exprimă îngrijorarea în legătură cu informațiile vehiculate inclusiv în presă referitoare la producerea de acte de violență, lipsa de acces a publicului la informații prin canale media, obstrucționarea accesului cetățenilor români care doresc să călătorească în Republica Moldova, precum și la alte evoluții. Mai va exprima un punct de vedere oficial asupra situației din Republica Moldova după ce va face o analiză completă a acestor evoluții. Este singurul lucru care ni s-a dat până în acest moment. MAE va respinge orice atitudine provocatoare la adresa României exprimată în acest context. Este o altă menționare din comunicatul de presă care ne-a parvenit în urmă cu doar câteva momente. Noi păstrăm legătura cu reprezentanții Ministerului Afacerilor de Externe și imediat cum vom avea o altă poziție oficială, vă vom comunica. Sergiu Voicu, mulțumim pentru aceste informații, informații rare, rarisime chiar în presa de la Chișinău despre ce se întâmplă în acest moment în centrul capitalei Republicii Moldova, însă presa internațională vuiește în legătură cu această manifestație, agenția France Press, agențiile germane, agențiile britanice vorbesc despre ce se petrece la Chișinău. Vă spuneam puțin mai devreme, televiziunea de stat, TV Moldova, transmite imagini cu un cor de copii, cu baloane colorate, copiii zâmbesc. Acestea sunt în acest moment programele de la Chișinău, le urmăriți și dumneavoastră în fereastra de pe ecran. La 19:30 de minute este anunțată declarația președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Sperăm să putem transmite în direct această declarație a șefului de stat din Republica Moldova. De spus că el a plecat încă din această dimineață, mulți dintre locuitorii din Chișinău au văzut coloana oficială a președintelui ieșind din capitală. Nu știm în ce direcție s-a îndreptat. Din ce spuneau invitații noștri ceva mai devreme, se pare că a plecat pentru a nu fi în pericol, 1, și 2, pentru a-și pregăti o formulă de acțiune împotriva numărului mare de protestatari. Ole, ole, Voronin nu mai e, scandează protestatarii care le cer jandarmilor să se alăture manifestației. Sunt relatări ale jurnaliștilor de la Deutsche Welle. Potrivit corespondenților Deutsche Welle, sunt mulți manifestanți care pleacă din provincie către Chișinău. E o chestiune de ore, puține ore, ca să ajungă acolo, pentru că pentru moment ei sunt opriți în drum de polițiști. Probabil că până la urmă vor reuși să ajungă. Sperăm în câteva clipe să putem sta de vorbă și cu Tudor Florea, pentru că există informația conform căreia Republica Moldova ar fi închis granița cu România. Scurtă pauză, ne întoarcem. Ce alegi să faci? Întreaga zi este cum îți propui tu să fie. Oriunde ești în elementul tău. Hugo Element. Noul parfum de la Hugo. Hai să te schimbi! Oh, nu, e tot pătat!
Iar nu a făcut față detergentul? Iar ai muncit degeaba? Nici chiar un detergent scump nu e suficient. Adaugă Veniș Oxy Action. Vei scoate petele mai bine decât cu detergentul scump folosit singur. Noua formulă Veniș înlătură ușor petele dificile. O doză de Veniș la fiecare spălare este asigurarea ta împotriva petelor. Acum sunt sigură de rezultat. Veniș, ai încredere în roz. Uită de pete! Raffaello, mai presus de cuvinte. Pregătiți? Haideți! Știți cum e când vine primăvara? Vremea e schimbătoare și oricât am încerca, nu-i putem feri mereu. Iar cu apărare slabă, e și mai greu să te descurci. De aceea, pentru un organism mai rezistent, noi bem Actimel în fiecare zi. Actimel cu L-case Immunitas contribuie la întărirea sistemului natural de apărare al organismului. Fii întotdeauna pregătit! O nouă atitudine. Din seria Atlas de mitocănie urbană, Radio Guerilla prezintă Bădăranul de cinematograf, Pițipoanca de companie, Mitocanul de birou, Cocalarul de trafic, Mârlanul de dorobanți, Țăranul de mol. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lor, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head & Shoulders cu formula ActiZinc îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață! Folosind Head & Shoulders cu regularitate, poți uita definitiv de mătreață. De aceea, Head & Shoulders este recomandat de Societatea Română de Dermatologie. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. De ani de muzică bună. Gold FM, the greatest hits radio. Stai, avem inundație. Mașina s-a stricat din cauza depunerilor de calcar. Dar folosim anticalcar. Un anticalcar obișnuit protejează doar pe jumătate. V-ați lăsat fiul să poarte doar o jumătate de cască? Niciodată! Folosiți Calgon. Asigură protecție maximă mașinii de spălat. Formula sa activă previne apariția depunerilor pe componentele din metal, plastic și cauciuc pentru o protecție maximă a mașinii de spălat. Calgon este singurul recomandat de cei mai importanți producători de mașini de spălat. Mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon. Sunt dinții tăi protejați după periajul dentar? Până la primul suc? Prânz? Gustarea de după amiază? Sfârșitul zilei? Da, cu Colgate Total. E dovedit clinic că protejează împotriva bacteriilor de dimineața până seara. Noul Colgate Total cu formulă îmbunătățită. Protecție antibacteriană în timp de 12 ore. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutri-Day Delicios, pachet promoțional. Plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Enzim 5, formula provenind din detergenții de top, vine acum în Bonux, oferind o putere mare de curățare. Soluția puternică împotriva petelor. Noul Bonux Enzim 5. Cu noua mascara False Lash Effect, make-up artiștii nu mai au nevoie de gene false. Cea mai voluminoasă periuță Max Factor. Gene de două ori mai lungi. Pentru gene spectaculoase, cum nu credeai că poți avea vreodată. Noua mascara False Lash Effect, de la Max Factor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Thank you.
În fața clădirii președinției din Chișinău, protestatarii strigă victorie, flutură steagurile României, Republicii Moldova și Uniunii Europene. În fața clădirii Parlamentului, ați văzut, se duc lupte grele pentru că protestatarii vor să pună stăpânire și pe acea clădire. Acestea sunt de la Parlament. 40 de oameni au ajuns până acum la spitalul de urgență din Chișinău. Este o confirmare din partea directorului spitalului, Gheorghe Ciobanu, pentru Realitatea TV. 8 dintre acești oameni sunt spitalizați. Nimeni nu este în pericol grav pentru moment. Directorul spitalului ne-a confirmat faptul că 3 persoane cel puțin au ajuns la spital cu picioarele sfârtecate de grenade. Și în timp ce urmăriți aceste imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp, nici măcar n-am avut timp să le edităm, vi le-am transmis needitate, la televiziunea de stat din Moldova vedeam puțin mai devreme o dansatoare din Buric, o doamnă frumoasă care se unduia cu un șarpe în jurul șalelor. Asta este emisia din acest moment de la televiziunea din Moldova. După cum vă spuneam, site-urile, agențiile de presă nu transmit, aleg să nu vorbească, să nu scrie nimic despre aceste proteste din centrul capitalei Moldovei. Corespondentul agenției ruse de presă Itartas, corespondentul care se află acolo în rândul protestatarilor de la Chișinău, transmite că o mare parte dintre aceștia se îndreaptă deja către sediul televiziunii. Ar putea fi vorba despre, domnule Roncea, o altă revoluție televizată. Sau să nu ne grăbim să-i zicem revoluție. Putem spune altceva. Putem spune că această generație, generația de acum, ar putea fi acea generație așteptată. Este o generație a deșteptării sau a redeșteptării naționale. Vă atrag atenția că ce se striga la Chișinău, ce se vede cu ochiul liber și ce se aude cel mai puternic, este următorul slogan. România nu uita, Basarabia ta. Asta striga cei copii. Sunt îmbrăcați, sunt înfășurați în steagul românesc. Este o generație românească care, în mod legitim, este sătulă, umilită până peste cap de toată mizeria revărsată de sovietici. Ori eu aș vrea să atrag atenția că în timpul ăsta, în cadrul Uniunii Europene, sunt proteste, manifestații, care însă sunt cu caracter economic. Singurul loc, după câte cunosc eu, în zona europeană, unde există o formă de demonstrație cu caracter național, antisovietic și antibolșevic, este chiar acum la Chișinău. Și de asta spun că este un semnal, după părerea mea, unei redeșteptări naționale, cu totul aparte și distinctă față de orice formă de manifestare. Comuniștii spun european că revolta opoziției este de fapt o tentativă de lovitură de stat. Și, domnule Bogdan Chiriac, coincidență sau nu, la Tbilisi, Mihail Saakashvili, președintele georgian, este asediat. El nu poate să-și părăsească propria casă pentru că protestele de stradă, sunt mulți protestatari care îi cer demisia. E vreo legătură între cele două proteste? Poate, fiindcă sunt cu semn schimbat. Deci ce se întâmplă la Chișinău dă senzația că lumea vrea să rupe cu bolșevismul. În cazul lui Saakashvili, dacă lucrurile stau până nu avem alte informații, Saakashvili este un antirus declarat.
uneori prostește, cum a făcut anul trecut, și pun toată lumea occidentală în mare dificultate. Dar acum să vedem dacă acei protestatari, în general georgienii, fiind antisovietici foarte puternic, îi vor lui demisia ca politician pentru prostiile făcute sau vor o reașezare a Georgiei pe eșichierul politic rusesc. Doamna Bulai, 30 de secunde. Sunt tineri, sunt studenți, mare parte din cei care au ieșit în stradă. Din cauza asta mi se spune că au ieșit. Ce șanse au de izbândă din acest punct de vedere? Că sunt tineri și dornici să rămână acolo. Din punctul meu de vedere, au șanse mici de izbândă. Ei merg pe niște modele aproape infantile, au luat steagul, nu s-au gândit nicio clipă până acum să se organizeze. De-al minteri, cum văd în imaginile transmise de dumneavoastră, sunt singurii care dau cu pietre, agresiv. Răniții pot fi chiar răniți din eroarile lor de acolo. De altă parte, ei nu sunt înarmați și încearcă să atenteze la simbolurile cele mai vizibile, cum ar fi drapelul. Corect, însă nu par a, dincolo de a intra într-o clădire și a arde simbolic la fel câteva lucrușoare, nu par a avea o idee de ce să se întâmple în pasul următor. Și din punctul meu de vedere sunt foarte vulnerabili. Există argumente ale ordinii actuale de a interveni în forță și cred și mă aștept să există o intervenție în forță cu mari șanse. Păstrăm aceste imagini, revenim la evenimentele de la Chișinău, desfășurarea lor în direct la Realitatea TV. Corespondenții noștri sunt pregătiți să vă aducă cele mai proaspete informații. Rămâneți cu noi! Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă. Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. Acum două zile. Ieri. Azi. Pielea sub brațul este încă fină. Noul deodorant Nivea Double Effect. 24 de ore de protecție și epilare mai eficientă, deci mai rară. Bucură-te de o piele fină pentru mai mult timp. Deodorantul Nivea Double Effect. Pentru că frumusețea este libertate. Max Factor prezintă Natural Minerals Foundation. Primul fond de ten pudră care îți permite o acoperire naturală. Fii frumoasă în mod natural. Cumpără orice fond de ten Max Factor participant la promoție și primești cadou o pudră creme puff. De la Max Factor. Enzim 5, formula provenind din detergenții de top, vine acum în Bonux oferind o putere mare de curățare. Soluția puternică împotriva petelor. Noul Bonux Enzim 5. După Arhipelagul Gulag, Cotidianul îți aduce în colecție literatura Pavilionul Canceroșilor, cartea care a adus lui Alexander Solzhenitsyn în Premiul Nobel, o carte eveniment care a deschis ochii Occidentului, făcându-l să descopere șocat lagărele de concentrare sovietice, cu sprijinul Blue Air, singura companie de smart flying din România. Pavilionul Canceroșilor, în două volume, miercuri 1 aprilie, volumul 1, 8 aprilie, volumul 2. Preț special, ziar și carte, numai 6,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. În reviste, părul meu arată puternic, dar în culise toate pregătirile îl deteriorau. Eram îngrijorată înainte să descoper noul Pantene cu Aminoes. Șamponul și balsamul Pantene îți oferă cele 7 semne vizibile ale părului puternic, iar formula Prove cu Aminoes ajută la restructurarea firului de păr de la rădăcină până la vârf pentru ca părul tău să fie vizibil mai puternic. Acum părul meu e puternic și pregătit pentru momentele care contează cu adevărat. Noua gamă Pantene. Fii strălucitoare! Pregătește-te pentru mai multe îmbrățișări. Noul Lenor conține microcapsule cu parfum care sunt eliberate la fiecare atingere, pentru o prospețime care se reînnoiește iar și iar și iar. Știai că atunci când se mișcă, burtica micuțului tău se contractă și se relaxează cu până la 8 cm? De aceea, noul Pampers Active Baby are cele mai elastice benzi laterale care se întind până la 10 cm. Cu ajutorul lor, noul Scutec se potrivește de minune pe burtica micuțului tău. Mai multă libertate de mișcare cu noul Pampers Active Baby cu cele mai elastice benzi laterale. Inspirat de copii. Sunt dinții tăi protejați după periajul dentar?
până la primul suc, prânz, gustarea de după amiază, sfârșitul zilei? Da, cu Colgate Total. E dovedit clinic că protejează împotriva bacteriilor de dimineața până seara. Noul Colgate Total cu formulă îmbunătățită. Protecție antibacteriană timp de 12 ore. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Șase, vine promoția! Cumpără 5 saci de adeziv pentru polistiren ceresit CT83 și primești 6. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmo-T și ai telefonul LG KE970 Shine începând cu numai un leu la abonamentele Cosmo-T Full Option. Eternity și Cosmo-T, non-stop dedicați clienților noștri. Imaginile sunt filmate în urmă cu puțin timp la Chișinău, în capitala Moldovei. Protestele scapă de sub control, situația în general scapă de sub control. Până acum 40 de persoane au ajuns la spitalul de urgență din Chișinău. Imaginile pe care le vedeți acum au fost filmate de echipa Realitatea TV din capitala Republicii Moldova. Protestatarii se pare că au pus stăpânire pe clădirea președinției, încă nu au reușit să facă același lucru cu cea a Parlamentului, dar există informații transmise de agențiile de presă ruse, conform cărora protestatarii, o parte din ei, s-ar îndrepta și către clădirea televiziunii publice, televiziunea de stat din capitala Republicii Moldova. O informație de ultim moment venită de la purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, doamna Natalia Vișanu, spune lumii că Vladimir Voronin nu și-a părăsit țara. Vladimir Voronin este la Chișinău, lucrurile sunt sub control, declară purtătorul de cuvânt al președinției. Același purtător de cuvânt spune că președintele țării este într-o ședință de urgență la care mai participă președintele Parlamentului, Marian Lupu, și primul ministru Zenaida Griceanei. Despre situația din capitala Republicii Moldova, de la Chișinău, în acest moment, Evgenia Chironachi este corespondentul Realitatea TV. Evgenia, ce se întâmplă la Palatul Parlamentului? Alo, Cioc, dacă până acum vă spuneam că este foc într-o singură fereastră, acum se vede clar că cel puțin parterul este cuprins de flăcări. În spatele clădirii sunt baricadați militarii și din când în când cineva dintre ei renunță, lasă scutul jos și oamenii lasă să plece în pace. Este de obicei însuțit către un preot. O informație de ultima oră a fost înfipt steagul Uniunii Europene deasupra Parlamentului. Evgenia, spune-ne ce se întâmplă la președinție. Datele pe care le aveam noi ora trecută arătau în felul următor. Protestatarii ar fi reușit să ajungă inclusiv în biroul lui Vladimir Voronin, de unde au scos drapelul Republicii Moldova. Ce știi tu? Înțeleg că ai fost acolo. În biroul lui Vladimir Voronin acum poate să intre aproape orice ziarist, pentru că clădirea președinției a fost deja ocupată. Ce se întâmplă mai grav acum este la Parlament. Și vă repet, acolo deja a fost înfipt steagul Uniunii Europene. Nu știu dacă acest lucru înseamnă că deja a fost ocupată clădirea sau nu. Din câte înțeleg eu, încă nu. Încă mai sunt militari în interior. Dar vă spuneam mai devreme, unii dintre ei renunță de acasă. Evgenia, sunt vizibili cei care conduc aceste manifestații? Nu. Sunt mai mulți tineri care se află în față și în spatele clădirii, dar nu pot spune că au un lider. Cred că este un protest haotic.
Evgenia, agențiile de presă internaționale vorbesc despre mobilizarea unor grupuri care ar veni din provincie ca să protesteze în centrul Chișinăului. Oamenii n-au putut să pătrundă până acum pentru că au fost opriți de poliție pe drum. Ce se aude despre acești oameni și dacă tu ai remarcat că grupul de protestatari ar fi mai mare în aceste ultime ore? Asta ne spunea Dorin Chirtoacă. El se așteaptă ca manifestanții să fie din ce în ce mai mulți de la oră la alta. Ei, vă dați seama că ei sunt acum, dacă sunt undeva în afara orașului, eu nu știu. Ce am observat este că atunci când am încercat chiar noi să intrăm în Chișinău, am făcut acest lucru foarte greu, fiindcă a fost un blocaj. Este clar că intrau foarte mulți oameni în Chișinău, dar dacă ei vreau să facă parte dintre cei care protestează acum sau nu, n-au apucat să aflu. O să mă interesez să văd grupul de protestatari chiar aici în fața Parlamentului s-a micșorat. Pentru că o parte dintre ei, din câte am înțeles, se îndreaptă spre televiziune și vor continua manifestația acolo. Evgenia, spune-ne dacă s-au lămurit lucrurile cu explozibilii care ar fi fost aruncați de la etajele clădirii Parlamentului. Explozibili care au fost aruncați în rândul protestatarilor. Ne-a confirmat directorul Spitalului de Urgență din Chișinău că a primit 3 pacienți, 3 răniți în urma unei explozii. Ce știi despre cel care a aruncat sau de unde au fost aruncați aceste explozibili? Am fost chiar acolo când s-a întâmplat acest lucru. 2 dintre răniți i-am văzut chiar eu. De unde exact s-a aruncat explozibilul și cine a făcut chestia asta, nu avem de unde să știu. Aici nimeni nu vine să dea declarații, să explice ce se întâmplă. Din minut în minut întrebăm ce s-a mai întâmplat, de ce fug oamenii. Am văzut că au fost aruncate de sus, la etajele de sus, dar cine exact, nu știu. Probabil că există un grup de tineri care încearcă din când în când să pătrundă în clădire. Acolo, în interior, există militari care aruncă cu acest explozibil din când în când, cu aceste gaze lacrimogene. Evgenia, rămânem în legătură directă cu tine. Ne întoarcem la invitații noștri din platou. Domnul Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor, domnul Viorel Badea, senator al Partidului Democrat Liberal, Cristiana Domniței, deputat PNL și Vlad Nistor, director al Institutului Diplomatic Român. Domnule Chifu, spuneați că ați fost la Chișinău acum 2 săptămâni. Era ceva, declarația lui Vladimir Voronin, ne întoarcem la dumneavoastră. Tot ceea ce ne-a confirmat domnul Iuri Cecan, în Comisia Centrală Electorală, referitor la unele sau alte încălcări a comisiei în cazul acestor legi parlamentare. Fără de aceste apeluri, fără de a primi rezultatele definitive, avem ceea ce avem în piața a doua zi. Și nu în piață, dar sunt atacate foarte, foarte grav instituții cele mai importante statale, președinția, parlamentul și alte instituții. Și noi cu dumneavoastră trebuie să luăm decizii respective, ce facem, care să fie comportamentul nostru. Eu cred că, în primul rând, noi suntem obligați să informăm societatea, să informăm pe cei alegători care duminică și-au dat votul, care duminică au participat la legi parlamentare, indiferent pentru care partid politic, indiferent cine au susținut, cine nu au susținut. Pentru că așa sunt regulile alegerilor. Acei care pe urmă câștigă legile trebuie să asume obligațiile și responsabilitatea față de toată societatea, dar nu numai față de cei care i-au votat sau nu i-au votat. Pentru că votul este anonim. Așa trebuie să aceste reguli trebuie să respecte orice guvernare. Eu cred că noi, în primul rând, trebuie să începem un apel față de concetățenii țării noastre. Eu am pregătit un apel, ieri m-am imprimat, un apel foarte frumos, foarte calm, foarte cinstit față de alegătorii noștri, față de concetățenii noștri, cu mulțumiri foarte mari pentru susținere care ne-au acordat-o nouă guvernării parcurs acestor 8 ani zile. Din păcate am pierdut această legătură. Sperăm să o reluăm pentru că încă nu aflasem ce fel de apel pregătise Vladimir Voronin. Îl ascultăm.
Nu știu, poate trebuie și acest apel, pentru că ziua de astăzi, ziua Bunei Vestiri, nu poate să o amâne nimeni. Aceasta este o zi foarte importantă în credința noastră. Dar trebuie și alt apel către toți acei care participă, toți acei care sunt îngrijorați de ce și se întâmplă în Chișinău, în centrul capitalei țării noastre. Noi nu putem astăzi să facem că concluziile definitive și respective în domeniul acela, ce înseamnă aceasta manifestație și ieri și astăzi. Dar multe lucruri se văd și multe lucruri sunt înțelese. E o legătură directă, nu foarte bună, cu televiziunea Moldova. Ne întoarcem la Vladimir Voronin. Dezvăluirea acestor evenimente, organizatorii, organizatorilor, tuturor celor care au plămădit din timp. Pentru că eu vă reamintesc, dumneavoastră, dacă cineva nu citiți sau nu este la curent, despre fraudarea alegerilor s-a vorbit o lună în urmă. O să fie fraudare. Despre multe alte lucruri care, în consecință, trebuiau în opinia cuiva să urmeze după alegeri, tot așa. Parcă să informa societatea. Măcar că încă o dată, eu am vorbit până la alegeri și astăzi încă o dată spun că cei mai cointeresați în petrecerea alegerilor parlamentare la cel mai înalt nivel democratic am fost noi, toți cei care suntem în guvernare și, doi, am fost noi cei care suntem în fruntea și în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Deci, iată, asta ne consultăm și măsuri trebuie aplicate. Este foarte ce măsuri trebuie aplicate, ce propuneri sunt, cum trebuie să procedăm. E clar, cert că organizatorilor acestor acte de vandalism, ceea ce fac în Parlament și în președinție, altfel nu se numește, dacă presupunem că ei sunt patrioții țării și au grijă pentru țară și pentru dezvoltarea ei, nu poate să-și permite un patriot să facă așa ceva, acte de vandalism. Dar noi trebuie să ne gândim cum procedăm și ce facem, pentru că se vede clar scopul lor principal. Foarte bine se vede. Lor le trebuie din partea autorităților numai decât vărsare de sânge. Eu personal am trecut prin aceste lucruri în 1989. Și în mod sincer am crezut că am să depășesc aceste momente în calitatea mea de președinte, dumneavoastră cunoașteți că ne-am străduit foarte mult. Noi am mai avut în 2002, 6 luni de zile corturi între președinție și între parlament. Și am avut și alte probleme pe această dimensiune. Și în mod serios, eu credem că eu am să depășesc aceste lucruri personal și o să fie tot normal. Și vedeți, dumneavoastră, că această operațiune este bine plămădită și este bine gândită. Și bine organizată. Și se vede că este și bine plătită. Nu pentru copiii ăștia, pentru elevii liceilor, pentru elevii colegiilor, pentru unii studenți, pentru că astăzi toți sunt conștienți, astăzi toți se bucură de mass media. Cunosc foarte bine câtă atenție a acordat actuala guvernare acestor tineri din țara noastră. Și în cadrul anului tineretului și cu alte ocazii și în alte situații și la concret. Deci aceasta le trebuie să altor forță. Este clar. Foarte clar. Trebuie să altor forță. Înaltul reprezentant. L-ați urmărit pe Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova. Nu știu dacă suntem în direct în acest moment. Eu cred că da. Vladimir Voronin vorbind despre protestele. Protestele din centrul Chișinăului. Vladimir Voronin spune că sunt foarte bine pregătite. Termenul folosit de președintele Republicii Moldova este foarte bine plămădite și foarte bine plătite. De cine, domnule Chifu? Cine le-a plămădit, cine le-a plătit?
Ei, deja suntem în faza în care ar trebui să avem, dacă într-adevăr lucrurile sunt așa, ar trebui să avem informațiile pe care le are președintele Voronin. Până la urmă e un discurs clasic de o tentativă de a așeza lucrurile într-o oarecare liniște. Trebuie menționat faptul că până în momentul de față autoritățile Republicii Moldova nu au avut nici un fel de comunicare publică. De altfel, intervenția domnului președinte Voronin era anunțată abia la 7:30. Mai grav este că nici măcar opoziția unită și cu societatea civilă, care gândiseră inițial o întâlnire la ora 3 și o poziție comună, nu și-au asumat o asemenea poziție. Funcționează încă verticala puterii și vă rog să citiți și ghilimele de rigoare, pentru că îl citesc pe domnul Putin, care a scornit-o și domnul Voronin a aplicat-o pe de-a întregul în Republica Moldova. Toată lumea nu se mișcă până nu apare președintele Voronin. Iată, l-am avut într-o ședință, am înțeles, a guvernului extraordinară cu președintele Parlamentului. E o tentativă de așezare a lucrurilor. Pe de altă parte, are și elemente foarte clare prin care demonstrează că nu a înțeles nimic din ce îi se întâmplă. Domnul Voronin continuă să vorbească despre tineretul care a fost îndestulat și deci din această cauză e sigur că există manevre subterane care gestionează forțele din piață. Eu nu pot să știu aceste lucruri, dar cu certitudine domnul Voronin ar trebui să-și pună întrebări masive și semne mari de întrebare în legătură cu corectitudinea alegerilor, cu semnele de întrebare pe care și le-a pus piața și le-a pus presa și le-a pus opoziția. Sunt întrebări legitime la care nu s-a răspuns și aici nu aș vrea să nu completez cu cealaltă jumătate a adevărului, respectiv ceea ce începuse ca și manifestare pașnică în piața aseară, a continuat azi dimineață, a degenerat, lucru care ne arată că și din punctul acesta de vedere nu vedem decât un scenariu pe care noi înșine românii l-am trăit, al revoluției în care pe o pornire legitimă, pe manifestări pașnice, intervin diferite grupuri care încearcă să ducă această manifestare într-o direcție sau alta. Nu știm de unde vin, dar cred că aici preocuparea cea mai mare este în legătură cu posibilitatea ca, iată, într-o asemenea ședință, domnul Voronin, care este cunoscut cu limitele sale democratice, să nu găsească cu cale că această manifestare trebuie stinsă printr-o intervenție în forță, că nu cumva partidele de opoziție care sunt prezumate în spatele unei asemenea manifestări să nu trebuiască desfințate. Niciun indiciu despre deci maniera în care există posibilități de alunecare în direcție absolut... Vladimir Voronin spune că trebuie să ne gândim cum procedăm și ce vom face. Foarte ambigu această exprimare. Domnule Badea, Vladimir Voronin recunoaște că au intrat în Parlament și în clădirea președinției manifestanții, că au fost comise acolo, citez, după cum spune el, acte de vandalism și, de asemenea, informații noi care vin pe agenția Basa Press, printre organizatorii protestelor violente din centrul Chișinăului au fost autorități criminale. Mă rog, luați cu ghilimelele de rigoare, este un citat de pe Basa Press. Autoritățile sunt autorități ale statului, ei consideră că autoritățile pot fi criminale. De fapt, la cine tot fac apropouri și președintele Voronin și jurnaliștii de la diverse agenții de presă, pentru că Vladimir Voronin spune că această operațiune a fost bine plătită. Bine, din punctul lor de vedere, din punctul de vedere al autorităților de la Chișinău, tot ceea ce nu este organizat de către centru, să zic așa, de către autoritatea centrală și vie este organizat de opoziție sau pornește spontan, este plătit. Dacă ne aducem aminte, același lucru s-a spus în 1990 în piața universității. Studenții erau plătiți, li se dădeau blugi, li se dădeau țigări, totul era oricum plătit de altcineva, de către o altă entitate. Evident că, așa cum spunea și colegul nostru Ilian Chifu, totul a pornit la manifestare pașnică și părerea mea este că s-ar fi continuat și astăzi cu o manifestare pașnică dacă nu ar fi apărut, așa cum am văzut și în emisiunile de știri și reportaje pe care le-ați dat de acolo, dacă nu ar fi apărut provocări. Să spunem din partea cui vin aceste provocări, acest moment din punctul meu de vedere ar fi cam hazardat. Dar, evident. O teorie ar putea veni chiar de la Basa Press, care ne spune că printre cei care demonstrează acolo sunt și frații Stipuleac,
bine cunoscuți pentru trecutul lor criminal, sunt domnii Filat, Urechean și Lucinski. Autoritățile de la Chișinău chiar dau nume. Spun că oameni din lumea interlopă ar fi fost infiltrați în rândul demonstranților de la Chișinău. Ei pot fi și masă de antrenare, nu neapărat organizatori. Sunt utilizați de alte forțe. Pe de altă parte, ați citat alte trei nume, trei persoane, trei politicieni. Inclusiv a fost președinte. Fost președinte al Republicii Moldova, un lider al Partidului Liberal Democrat Filat, deci și oameni politici. Cred că trebuie să privim cu circumspecție până nu știm ce făcea fiecare. Din câte am înțeles eu, au existat într-adevăr niște lideri ai opoziției care au încercat să scoată mulțimea din spațiul acela de provocare dintre parlament, dintre clădirea Parlamentului și clădirea președinției unde au fost ciocnirile și să îi readucă în piața Marii Adunări Naționale pentru continuarea manifestației pașnice. E posibil însă să fie și alte tipuri de implicații, e foarte greu de spus, de altfel, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe, am văzut comunicatul, este extrem de circumspect. E doar un prim comunicat, înțelegem că vom avea o reacție puțin mai târziu. Domnule Nistor, că lucrurile sunt temperate. Când ne uităm la președintele Voronin, care ne spune de vreo 4 ori să vedem ce o să facem, care vor fi propunerile, ne lasă să credem că poate să facă orice, să intre și să-i trimită acasă pe tinerii aceștia. Întrebarea cheie este dacă pot fi reorganizate alegerile, dacă va accepta cineva așa ceva. Președintele Voronin poate să facă 3 lucruri. 1. Să scoată tancurile. 2. Să-și dea demisia. Și 3. Să negocieze cu opoziția. Altă soluție nu există decât una dintre aceste 3. Funcție. Domnule Nistor, avem acum imagini cu protestatari în clădirea Parlamentului. E atmosferă euforică acolo. Oamenii strigă libertate, libertate, îi ascultăm. Imagini filmate de colegii noștri, echipa Realitatea TV de la Chișinău, protestatarii au reușit să intre și în clădirea Parlamentului după ce în urmă cu câteva ore reușiseră să cucerească clădirea președinției, un lucru de altfel confirmat de Vladimir Voronin. Domnule Nistor, ne spuneți că sunt 3 posibilități pe care... Și luându-le pe rând, prima e destul de greu de imaginat, pentru că, după informațiile care circulă deja, s-ar părea că există unități militare pe care, de fapt, nu mai poate conta, comandanți militari pe care nu poate conta și, deci, greu de imaginat așa ceva. Dar de ce nu poate conta pe militari? E o greșeală a lui Vladimir Voronin, dacă îmi permiteți să-mi cer scuze, domnul Nistor, care a anunțat că desfințează armata. Da. Mesajul acesta repetat, detașarea de organismele euroatlantice, de reforma sectorului de securitate, a creat nemulțumiri profunde inclusiv în rândul forțelor de ordine. Deci, în acest context, mă întrebați adineaori de ce nu poate conta, probabil că există comandanți militari care înțeleg situația reală a Republicii Moldova, nu cum pare a nu o înțelege președintele Voronin, și care, din această perspectivă, nu-și imaginează că ar putea să intervină cu violență împotriva propriilor copii. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. A doua variantă, aceea de misie, deci, din nou, e destul de greu de imaginat, pentru că în spatele președintelui Voronin se află un întreg partid care nu e foarte dispus să renunțe foarte ușor, măcar la o parte a puterii, dacă nu la puterea integralității. Și atunci mi se pare că singura soluție care îi rămâne, de fapt, este aceea de a negocia și de a negocia cât se poate de repede cu opozanții să-i aflați acum în stradă sau în diverse alte locuri de unde urmăresc cu interes evoluția. Domnule domniței, este președintele Voronin pe poziția de pe care ar putea negocia? Pentru că foarte mulți astăzi au speculat, până a apărut declarația pe care am urmărit-o împreună, că de fapt a plecat la Moscova să primească ordine. N-ar fi părăsit capitala Republicii Moldova atât de repede. Bun, de atunci și până acum s-a inventat telefonul, nu cred că e nevoie să plece undeva la Moscova. Ceea ce m-a frapat pe mine și cred că și pe cei care îl cunosc cât de cât pe președintele Voronin a fost lipsa lui de siguranță. Domnul președinte Voronin este un om care vorbește rar, apăsat
Și de fiecare dată e foarte sigur atât pe cuvântul pe care îl spune, cât și pe mesajul din spatele cuvântului. Oriceea ce eu am văzut acum 20 de minute arată o degringoladă, cred că în idei. Și a și spus-o de câteva ori. O să vedem ce o să facem. Pentru că nu știe. Și eu vreau să fiu în linie cu domnul director și să spun că îmi doresc ca aceasta a treia variantă, care de, pe care o găsesc ca fiind și singura posibilă și singura care satisface valențele europene și crezurile europene la care cel puțin verbal Partidul Comunist din Moldova dorește să adere, ca fiind singura soluție pentru Moldova de a rezolva această problemă. Să știți că, după cum am văzut cu toții la televizor, cea mai mare parte, dacă nu totalitatea protestatarilor, sunt oameni tineri. Eu vreau să vă spun ca ministru al educației... Noi am văzut doar oameni tineri. Sunt toate singurul imaginile. Ministru care am fost anul trecut, după anul 2000, în Moldova. Niciodată nu mi s-a permis, deși am cerut în ambele dăți să am o cuvântare, una politică corect, dacă pot să spun, fața studenților, nu să fierbântăm spiritele. Și de fiecare dată nu mi s-a permis să am un cuvânt în fața studenților de la Universitatea din Chișinău, ca de admite la orice altă întâlnire cu studenți, dar în schimb am făcut o vizită în Academia de Științe Economice, neanunțată, și vreau să vă spun că starea de spirit din stradă astăzi o regăsesc prin ceea ce mi s-a întâmplat mie și cu ministrul moldovean de educație, la acel moment în care un grup de studenți, văzându-ne, recunoscându-ne pe amândoi, fără niciun fel de frică, aproape că mi-era mie frică de ce avea să se întâmple, a strigat moarte comuniștilor. Deci nu alt cuvânt. Nu jos comunismul, nu moarte comuniștilor de față cu un oficial al guvernului acolo. Repet, mi-a fost mie frică pentru implicațiile pe care acest tip de gest pot să le aibă între relații între două state. Venind la relații între cele două state, eu spun că noi trebuie să avem o atitudine foarte rezervată, încă nu știm ceea ce dumneavoastră vrea să aflați, cine este în spatele acestei adunări, ce își propune această adunare. Pe mine doar mă bucură faptul că spiritul național, spiritul european nu a murit în Moldova. În acest sens vreau să privesc aceste... Înainte să tragem concluziile, să urmărim imaginile, situația evoluează foarte repede, vă arătam puțin mai devreme imagini din clădirea Parlamentului, acum sunt imagini din clădirea ceea președinției. Ce cred că ar fi bine se vede să că se sunt foarte multe lucruri devastate acolo. Am văzut geamuri sparte, oameni care calcă în ceea picioare. Ceea ce cred că ar fi bine de făcut pentru Republica Moldova, în primul rând, și într-adevăr spun chiar și pentru țara noastră, este să se inițieze foarte rapid un dialog între reprezentanții societății, ai politicii în primul rând, dacă vreți, în Moldova, și între cei ai Uniunii Europene, cât și vecinii din zonă, Ucraina și Rusia. Domnule Nisor, eu cred că nu se poate rezolva doar în interiorul Republicii Moldova prin dialog această situație. Am văzut steagul României, steagul Uniunii Europene. Sunt sigur că fluturarea steagului României îl vedeți acum în imagini. Nu este cel cu stem al Republicii Moldova, produce multă emoție la București. Ce înseamnă asta? Este vorba despre sentimentul național de care vorbea... Eu cred că orice român normal, inclusiv cei aflați aici în studio, care sunt mândri, marea lor majoritate, că sunt români, nu poate să n-aibă o atingere afectivă de ceea ce se întâmplă acolo. E normal, e firesc. Însă, pe de altă parte, luările de poziție ale oficialilor statului român până acum... Am citit și eu comunicatul Ministerului Afacerilor Externe, am văzut luarea de poziție a lui Titus Cornățean, care ne îndeamnă pe toți ca stat la prudență, este cel mai sănătos lucru pe care în acest moment România îl poate face. Așteptăm în scurt timp și o declarație din partea președintelui Senatului, Mircea Joană, imediat. Sunt informații care apar în diferite ziare, care trebuie însă poziționate. Domnule Chifu, domnule Badea, poate ne puteți ajuta să ne spuneți ce fel de ziar e, de exemplu, ziarul de gardă. Da, este un ziar al opoziției. E normal să susțină manifestațiile de stat din principiu. Pentru că ziarul de gardă publică niște informații jurnalul noi. Jurnalul de Chișinău, ziarul de gardă sunt din această, din zona ziarelor de opoziție. Ziarul de gardă publică informații de ultim moment în urma altercațiilor de la președinție. Deținutul politic Andrei Ivanțoc a fost grav rănit. Soția acestuia, Eudochia, a fost bruscată de polițiști, a fost aruncată la câțiva metri de locul în care avem o legătură telefonică direct acum cu doamna Aneta Grosu, este jurnalist la ziarul de gardă. Bună ziua! Bună ziua!
Doamna Grosu, ce ne puteți spune despre aceste altercații al căror protagonist ar fi fost Andrei Ivanțoc? Ați asistat la ele? Se întâmpla în jurul orei 15, când zona președinției, acolo unde se dădeau lupte, Andrei Ivanțoc a fost lovit în cap, iar soția lui a fost aruncată la câțiva metri pe trotuar. Andrei a fost condus până la mașina de ambulanțe, i-a fost pansat capul, era plin de sânge și a fost trimis la spital, unde i-au fost cu suterănile. Tot atunci i-a fost frântă mâna, i-a fost scos inelul de pe degetul inelar, iar cea mai mare grijă a lui Andrei era atunci când l-am întâlnit în jurul orei 15, că nu o mai găsea pe Eudochia. Doamna Grosu, cu ce a fost lovit în cap și dacă cei care erau acolo au și văzut de unde venea respectivul obiect? A fost lovit, cred că, cu o piatră mai ascuțită, pentru că a fost nevoie ca medicii de la spitalul de urgență să-i coase rana ca să nu fie traumatizat și cutia cranială. Dar pietrele zburau de oriunde. Sigur că erau și foarte mulți provocatori. Eu vreau să cred că nu Andrei era ținta acestei lovituri, că s-a întâmplat un lucru care se întâmplă, de care se întâmplă în asemenea situații. Noi încercăm să oglindim în ziarul de gardă și pe site-ul garda.com.md tot ce se întâmplă acolo. Corespondenții noștri sunt și acum pe teren. Doamne, site-ul dumneavoastră... Pentru că foarte mulți provocatori au grijă ca să compromită această mișcare care a pornit frumos de la o lumânare. Asta vreau, doamna Grosu, asta vreau să vă întrebăm, un răspuns scurt, vă rugăm. Au existat astăzi informații la București că site-urile de internet din Republica Moldova, în special cele ale ziarelor de opoziție, ar fi fost blocate. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră? S-a întâmplat și site-ului dumneavoastră? S-a întâmplat. Iată, chiar acum este blocat. Site-ul unor posturi de radio și televiziune care spun altceva, care spun adevărul despre cele întâmplate, sunt blocate. Legătura telefonică este blocată. Dacă sunteți în mulțime, nu mai puteți comunica cu nimeni de acolo. Dacă sunteți în mulțime, pentru că altfel noi am reușit să vă prindem foarte ușor. Mulțumim foarte mult, doamna... Confirm și eu acest lucru. Noi am încercat să luăm legătura cu tine. Avem o legătură telefonică directă importantă. Este vorba chiar despre soția domnului Ivanțoc. Bună ziua! Ne auziți, doamnă? Alo? Ne auziți? Da, vă aud. Spuneți-ne în ce stare este soțul dumneavoastră, doamnă? Acum am un... Mă tem că am pierdut această legătură telefonică directă. Vorbeam cu soția lui Andrei Ivanțoc. Ne auziți, doamnă? Să vă spune, cu capul spart, sunt sângerat tot, fracturat la mâini. Starea e așa, știți? Ca după ca la o revoluție, cum să vă spun. Și pot să mai spun că sunt cazuri foarte grave, sunt decedați. E o stare foarte, foarte gravă și cu atât mai mult că nu avem informații. Noi nu putem să spunem cuiva ceva sau... Dar despre câți decedați aveți cunoștință dumneavoastră, doamna Ivanțoc, și de unde ați primit aceste informații? Păi noi suntem acum la spital. Aici spitalul, să vă spun, este plin de tineri care sunt răniți, în care s-au aruncat cu grenade, cu împușcați la picioare, foarte mulți tineri. Am vorbit suntem și noi aici împreună cu ei. E o stare foarte gravă. Am vorbit cu șeful spitalului de urgență. Ne spunea că sunt 3 răniți din cauza unei grenade cu picioarele sfârtecate. Da. Aveți alte date? E vorba de mai mulți răniți din cauza incidentului cu grenadele? Numai noi, câte am văzut aici cazuri, sunt vreo 4-5 cazuri răniți, băieți cu picioare, dar sunt și internați. Noi pur și simplu stăm și așteptăm să intrăm în cabinetul medicului pentru a primi ajutorul necesar. Dar sunt suficienți medici, suficienți asistenți medicali care să aibă grijă de răniți acum sau sunteți nevoiți să stați la coadă? Mai așteptăm la coadă, da, așteptăm, că nu avem de ales. Pur și simplu sunt foarte mulți și... Nu știm ce se petrece acum în piață. Așa, din câte am auzit informații, că sunt și cazuri și mai grave, sunt și decedați.
Vă mulțumim, doamna Ivanțo, că ați fost de acord să intrați în direct cu noi, să ne oferiți aceste informații. Ne întoarcem cu ultimele date, ultimele informații în legătură cu evenimentele de la Chișinău. După ce ascultăm pe Melania Medeleanu, ne spune care sunt principalele știri de la ora 18. Bună seara, situația scapă de sub control la Chișinău. Poliția, ați văzut, a intervenit în forță cu tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva zecilor de mii de tineri care cer organizarea de noi alegeri parlamentare. Imagini și despre evoluția conflictului vorbim la ora 18. Un militar român a murit și alți patru au fost răniți în această dimineață în Afganistan. Ei se aflau într-un vehicul blindat care a trecut peste o mină pe autostrada A1 care leagă capitala Kabul de orașul Kalat. Detaliile vin la ora 18. 5 români au murit în cutremurul care a zguduit ieri centrul Italiei. 3 dintre ei sunt membri aceleiași familii, între care un minor. Informațiile au fost confirmate oficial de Ministerul Afacerilor Externe. Bilanțul încă provizoriu la ora 18. Sunt Melania Medeleanu, vă aștept cu principalele subiecte ale zilei în mai puțin de 30 de minute. Magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul LG KE970 Shine începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote. Non-stop dedicați clienților noștri. Holsten. Am adus cele trei ingrediente pure ale berii germane. Hamei, orz, apă și în noul Holsten fără alcool. Respect. Ca tu să te bucuri de aceeași calitate cu care te-ai obișnuit. Holsten. Totul pentru gust. După Arhipelagul Gulag, Cotidianul îți aduce în colecție literatura Pavilionul Canceroșilor, cartea care a adus lui Alexander Solzhenitsyn în Premiul Nobel, o carte eveniment care a deschis ochii Occidentului, făcându-l să descopere șocat lagărele de concentrare sovietice, cu sprijinul Blue Air, singura companie de smart flying din România. Pavilionul Canceroșilor, în două volume, miercuri 1 aprilie, volumul 1, 8 aprilie, volumul 2. Preț special, ziar și carte, numai 6,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. În luna aprilie, revista Tabu iese din tipare și îți prezintă un pictorial provocator cu generația eco a României într-un format unic de album de artă. Caută în Tabu, special eco, hârtia care înflorește și alegeți unul dintre cele trei cadouri oferite de revistă. Un CD cu muzică, un DVD documentar sau un film. Citește Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard. Pentru nivelul următor. De ani de muzică bună. Gold FM, The Greatest Hits Radio. Descoperă sclipirea neprețuită a diamantelor în strălucirea uimitoare a părului tău, care se simte mai bine ca niciodată. Șamponul Nivea Diamond Gloss cu particule de diamant. O strălucire unică de diamant. Gama Nivea Diamond Gloss. Pentru că frumusețea este o sclipire. Se simte ceva nou în aer. Un val de plăcere irezistibilă. Bunătatea naturală a ceaiului are acum gust de zmeură. Nou Lipton Ice Tea cu zmeură. Surprinzător de savuros și perfect răcoritor. FM alături de Bob Dylan.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Estul Europei riscă să cadă o nouă cortină de fier. Statul român nu s-a implicat și nu se va implica în afacerile interne ale altei țări, însă avem o responsabilitate, alături de Uniunea Europeană, ca membri ai Uniunii Europene, să veghem ca spațiul de la răsăritul graniței noastre să fie un spațiu al democrației, al stabilității, al prosperității și al dialogului. Nu putem să privim indiferenți la ceea ce se întâmplă de prea mulți ani de zile în Republica Moldova și ceea ce ne frământă cel mai mult este că milioane de oameni care împărtășesc limba și valorile noastre, care fac parte în sens extins în ceea ce se numește națiunea română, sunt privați de dreptul și de șansa de a merge către Europa. A fost comentarii cu privire la calitatea procesului electoral din aceste alegeri din Republica Moldova. Sunt opinii diferite. Instituțiile europene au declarat că în linii mari aceste alegeri au fost, cu mici excepții, alegeri care s-au desfășurat în conformitate cu standardele europene. Opoziția invocă practici nedemocratice și cred că în acest moment cel mai important lucru este să spunem și de aici, din partea partidului nostru și din partea europarlamentarilor socialdemocrați, membrii familiei socialiste europene, că procesul democratic al unei țări nu se judecă doar în ziua alegerilor. În Republica Moldova există o practică a lipsei de dialog și ceea ce vedem pe străzile Chișinăului este legat decât revolta spontană a tinerilor care nu își văd un viitor european așa cum și-l doresc. Cred că este obligația României de a da un semnal pentru Republica Moldova. Cred că excesele de ambele părți trebuie evitate. Violența naște violență și Republica Moldova nu are nevoie de violență. Dar Republica Moldova nu are nici voie la indiferență din partea Europei. Și mesajul liderilor politici români, indiferent de familia politică din care facem parte, este de a da un semnal și către Europa de a nu abandona Republica Moldova ca stat care are un destin european, iar puterii de la Chișinău și celor care, în mod evident, prin practică nedemocratică, îndepărtează Republica Moldova de Europa, este ca o responsabilitate pentru bunul mers al acestui stat. Pentru noi, ca țară pe granița de răsărit a Europei și Alianței Nord-Atlantice, nu putem să nu constatăm o situație de instabilitate crescândă la răsăritul nostru. În Ucraina sunt dificultăți, în Moldova sunt dificultăți, în Georgia, acum câteva luni de zile, am avut un conflict armat deschis. Nu de tip conflicte înghețate, ci de tip război în toate regulile. De aceea, din punctul nostru de vedere, este extrem de important ca Republica Moldova să-și păstreze stabilitatea și drumul democratic și suntem convinși că atenția Europei, a Statelor Unite și a organizațiilor internaționale va reveni către Republica Moldova, pentru că evenimentele de aici arată într-adevăr că procesul democratic este în suferință, indiferent de rezultatul alegerilor. Acesta a fost comentariul nostru față de evoluțiile din Republica Moldova. Suntem evident în contact și cu ministrul de externe și cu ceilalți colegi, inclusiv Senatul României astăzi a avut și pregătește un punct de vedere oficial cu privire la acest subiect. Din punct de vedere al întâlnirii noastre, doar două, trei comentarii alături de colegii mei. Președintele PSD Mircea Joană, vorbind despre situația din Republica Moldova, o luare de poziție ușor ambiguă, nu ne vom implica, spune președintele Senatului și al Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, tot Mircea Joană spune la câteva fraze diferență, nu putem privi indiferenți, nu face precizări suplimentare nici într-un caz, nici în celălalt. Ce înțeleg invitații noștri din această contradicție, în câteva clipe înainte, revedem un scurt fragment din discursul pe care l-am urmărit împreună direct la Realitatea TV, discursul președintelui Republicii Moldova. Această operațiune este bine plămădită și este bine gândită și bine organizată. Și se vede că este și bine plătită. Nu pentru copiii ăștia, pentru elevii liceilor, pentru elevii colegiilor, pentru unii studenți. Pentru că astăzi toți sunt conștienți, astăzi toți se bucură de mass media. Cunosc foarte bine
câtă atenție a acordat actuală guvernare acestor tineri din țara noastră. Domnul ministru, Mircea Joană spune, nu ne putem implica, nu putem privi indiferenți. Da, mie mi se pare destul de important și foarte interesant cât se poate reechilibra ceea ce Mircea Joană a spus mai devreme. Sunt trei lucruri pe care vreau să le spun. Primul este că e adevărat, nu ne putem implica pentru că implicarea României ar atrage după sine acuzații la care România n-are niciun motiv, față de care România n-are niciun motiv să se expună astăzi, cu atât mai mult cu cât toată lumea se așteaptă ca unele dintre pretextele pe care deja l-am întâlnit, mai ales din medii venind din Federația Rusă, pe care autoritățile de la Chișinău le vor invoca, vor fi legate de așa zisa implicare a autorităților române în situația din Moldova. În ceea ce privește nerămânerea indiferentă, e clar, România nu numai că are o tradiție istorică comună cu Republica Moldova, România este și țară vecină a Republicii Moldova și este ultima țară a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice către est, către răsărit în vecinătatea Republicii Moldova. Dar aici vin la al treilea element pe care țin neapărat să-l menționez, și la care de asemenea Mircea John a făcut un mod justificat apel, nescăparea Republicii Moldova din atenția pe care aliații occidentale ai României și lumea civilizată trebuie să o păstreze față de această țară. Faptul că astăzi la Chișinău numărul jurnaliștilor străini este atât de mic, ca și superficialitatea, cred eu, cu care multe dintre organismele internaționale s-au raportat la alegerile abia încheiate, spune exact că această lume nu s-a concentrat suficient asupra Republicii Moldova, deci îndemnul lui Mircea Joană este cât se poate de justificat. Domnule Chifu, ascultându-l pe Vladimir Voronin puțin mai devreme, încercăm să înțelegem la ce se referă când vorbește despre acești copii care sunt în căutare de expunere mediatică. Vrea să minimizeze situația de la Chișinău, deși, după cum am văzut, președinția și parlamentul au fost luate cu asalt, iar în momentul acesta clădirile sunt pline de protestatari care strigă libertate, victorie. Din câte am înțeles eu, apropo de discurs și de modul în care s-a exprimat, în primul rând să nu uităm că domnul Voronin era într-o ședință de guvern. Președintele Voronin în ședință de guvern de obicei vorbește în limba rusă sau, cum anunța el foarte, foarte ritos în cadrul ultimului interviu, limba moldovenească. De data aceasta am văzut că este în stare să vorbească o limbă română cât de cât coerentă. Este clar care este ținta acestui mesaj. În al doilea rând, din câte am înțeles eu din discursul domniei sale, vorbește despre posibilitatea ca să existe o pregătire, o planificare subterană, dar care să nu se refere tocmai la acești copii care, susține domnul Voronin, aici deja ne despărțim, că au acces la media, au acces, li s-au făcut foarte multe, li s-au creat foarte multe condiții și deci nu ar fi îndrituiți, nu ar avea o pornire naturală în a susține mișcări de protest. Care aici media? Televiziunea de la Chișinău exact transmitea femei cu șerpi în jurul lor. Exact la asta se referă domnul Voronin. Aici demonstrează că nu a înțeles unde se află. Și aici am dat voie să mă raliez la propunerea de soluție pe care a formulat-o deja domnul Nistor. Din punctul acesta de vedere, eu cred că președintele Voronin trebuie cât de curând să închidă și să deschidă negocieri și să rezolve situația pe baza unui dialog direct cu partidele de opoziție parlamentare și extraparlamentare, pentru că abia un asemenea tip de glisare a atitudinilor din stradă către un dialog ar putea da un semnal inclusiv celor care, să zicem, că ar vrea să profite de această manifestare inițial legitimă. O informație foarte proaspătă și care este și surprinzătoare. Ministrul de Interne de la Chișinău anunță că poliția deține controlul în centrul capitalei, în centrul Chișinăului. În câteva clipe vom vorbi cu Evgenia Chironache, corespondentul nostru la Chișinău, să ne spună dacă este așa, care este situația. Vă așteptăm. Subaru Forester este acum în oraș cu două oferte atractive. Avantaj client de până la 4.760 de euro sau posibilitate de finanțare începând cu 10% avans sau 0% dobândă.
Ofertă valabilă pentru toată gama prin Subaru Finance și BCR Leasing. Subaru. Prin rețeaua autorizată Subaru Motors Trading. 6-9 aprilie, Telesport îți oferă în direct și exclusivitate meciurile românilor din Cupa UEFA. Mircea Lucescu și Răzvan Raț în Shakhtar Marseille, de la 7:30 seara. La 21:45, Telesport și Tibi Ghioane împreună la Paris. PSG Dinamo Kiev. Bonus, cu un sfert de oră înainte de miezul nopții, Werder Bremen Udinese. Toți românii din Cupa UEFA și 3 sferturi de finală din 4, direct și exclusiv la Telesport. O nouă atitudine. Cotidianul te invită să descoperi mituri biblice, povești, locuri și personaje din Vechiul și Noul Testament. Adam și Eva, Turnul Babel, Moise și cele 10 porunci, de la Ana la Caiafa până la Miracolul Înălțării. 5 volume esențiale, 320 de pagini, sute de reprezentări artistice excepționale. În fiecare luni, numai împreună cu ziarul Cotidianul, mituri biblice. Luni 13 aprilie, volumul 5, preț special 14,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Din seria Atlas de mitocănie urbană, Radio Guerilla prezintă Bădăranul de cinematograf, Pițipoanca de companie, Mitocanul de birou, Cocalarul de trafic, Mârlanul de dorobanți, Țăranul de mol. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lor, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană. Un demers de bun simț, Radio Guerilla. Holsten. Am adus cele 3 ingrediente pure ale berii germane. Hamei, orz, apă și în noul Holsten fără alcool. Respect! Ca tu să te bucuri de aceeași calitate cu care te-ai obișnuit. Holsten. Totul pentru gust. Desăvârșite de maestri belgeni, pralinele Côte d'Or îți dezvăluie senzația aparte a unei experiențe rafinate. J'adore Côte d'Or! Știai că atunci când se mișcă, burtica micuțului tău se contractă și se relaxează cu până la 8 cm? De aceea, noul Pampers Active Baby are cele mai elastice benzi laterale care se întind până la 10 cm. Cu ajutorul lor, noul Scutec se potrivește de minune pe burtica micuțului tău. Mai multă libertate de mișcare cu noul Pampers Active Baby cu cele mai elastice benzi laterale. Inspirat de copii. După bărbierit, nimic nu calmează mai bine pielea iritată decât aftershave balsamul de la Nivea for Men. E cea mai eficientă metodă de a-ți calma imediat pielea. Aftershave balsam de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Uf, gata, în sfârșit e curat. Ba nu e, cum așa? Șampoanele obișnuite curăță covorul doar la suprafață. Dar asta folosesc mereu. Nu-și face treaba, uite. Murdăria rămâne în profunzimea covorului. De aceea a fost creat Venishox Action Intelligence Plus, cel mai bun șampon pentru covoare. Spuma pătrunde în profunzimea covorului înlăturând murdăria. Un șampon obișnuit curăță doar la suprafață. Noul Venish curăță perfect. Da, acum chiar ne putem juca. Venish, ai încredere în roz. Uită de pete. Protestatarii de la Chișinău intrând în clădirea, în Palatul Parlamentului, după ce mai devreme, în urmă cu o oră și jumătate, puseseră stăpânire pe clădirea președinției. În acest moment, o parte a presei de la Chișinău vorbește despre negocieri, tentative de negocieri între liderii opoziției și Vladimir Voronin. L-ați urmărit și dumneavoastră puțin mai devreme pe președintele de la Chișinău, Vladimir Voronin, spunând că nu știe pentru moment cum să procedeze, nu prea știe ce să facă. Nu a fost deloc clar în legătură cu strategia pe care autoritățile o vor avea față de manifestanți. Iulian Chifu, ce înseamnă
aceste tentative de negociere ar putea dezamorsa situația? În primul rând, eu aș observa totuși că mie nu mi s-a părut că Vladimir Voronin ar fi neclar asupra situației. Mai mult mi s-a părut că el știe și are detalii. Cel puțin asta ce ne-a credeți transmis. Că va face atunci? Pentru ceea ce știm în momentul de față și eu am proceda. Tocmai am confirmarea faptului că există la această oră negocieri cu cele trei partide parlamentare de opoziție, cu liderii celor trei partide. Mihai Ghimpu de la Partidul Liberal este prezent în această reuniune, Vladimir Filat, Partidul Liberal Democrat, Serafim Urecheanu, Alianța Moldova Noastră. Ceilalți lideri ai partidelor extraparlamentare se află în spatele partidelor Palatului Parlamentului, așteptând să, de asemenea, să aibă acest tip de comunicare. Nu știu unde se desfășoară aceste negocieri, dar eu cred că dialogul este de salutat în momentul de față, mult mai arbitrar, în măsura în care, evident, și partidele de opoziție își vor asuma ceea ce se întâmplă în piață și dacă, într-adevăr, au control măcar parțial asupra ce se întâmplă în piață. De ce vine această știre conform căreia Ministerul de Interne ar deține controlul în centrul Chișinăului în condițiile în care am văzut imaginile, am văzut relatările colegilor noștri? Nu par că dețin controlul. Depinde ce înțelegem prin a deține controlul. Până la urmă, eu trebuie să recunosc... Când vedem oameni care calcă în picioare pe semnele statului în Palatul Prezidențial... Atât timp cât vedem faptul că la un anumit punct poliția s-a retras din confruntările directe și a lăsat mulțimea să intre cu prețul acesta de a intra în instituțiile de stat, de a arunca, de a da foc, acest lucru arată faptul că poliția s-a retras totuși cu anumită... și-a dorit să se retragă. Nu a forțat mai departe, poate, confruntările după primele provocări. Lucru care poate să însemne, ne-au relatat de altfel corespondenții dumneavoastră, corespondenții altor televiziuni, că există rânduri de pasaje, există un tip de izolare a zonei centrale, acolo între Parlament, clădirea președinției, unde într-adevăr manifestații sunt lăsați în voie, dar lucrul acesta nu înseamnă că nu există un blocaj a altor protestatari să intre din afară sau un alt tip de control care nu neapărat se face prin păzirea clădirii. Domnule Nistor, ochii sunt îndreptați acum asupra lui Vladimir Voronin. Se vorbește despre tentative de negociere. Dar este Voronin singurul în măsură să decidă să ia o hotărâre care să calmeze spiritele afară? Cu siguranță că nu. E clar că Voronin nu e decât exponentul grupului comunist, grupului din spatele său. Sau, eu i-aș spune mai degrabă așa zis comunist. Pentru că comunismul acesta moldovenesc nu e un comunism autentic, pur și dur. E o creație specială, adaptată noilor realități. Deci nu el e legată prin afaceri, prin afaceri, oameni de afaceri. Azi dimineața am auzit o referire la sistem de tip aproape feudal, ceea ce are o oarecare consistență, chiar și teoretică. Dar trecând mai departe, e clar, Voronin este numai unul dintre exponenții acestui grup, acestui grup care, în rezultatul oficial, la scapătul, prin această formă a alegerilor, pare a fi câștigat puterea. Deci ei sunt cei care vor negocia, nu pot negocia cu toții. El, azi, înțeleg că e ultima zi în care mai e încă președintele Republicii Moldova, mai negociază încă viitorul acestui. Domnule Badea. Ceea ce vreau să spun este că eu, chiar dacă se ajunge acum la o soluție, eu nu cred că Moldova va ieși din criză. Pe această cale. Asocierea cu România trebuie privită ca un pericol? Apar acolo drapelul României, harta României. Vă deranjează ca parlamentar? Nu, nu deranjează absolut deloc. Trebuie să ținem cont de un lucru, și anume că Basarabia este al doilea stat românesc. Nu trebuie să uităm o secundă acest lucru. Și de asemenea trebuie să mai ținem cont de faptul că din totdeauna speranțele românilor din Republica Moldova s-au îndreptat către România. În primul rând către România. Nu trebuie să ne sperie această afișare a unui drapel românesc, dar în același timp nu trebuie să răspundem unor provocări ca acelea pe care le-am auzit puțin mai devreme, cum că un steag românesc ar fi pe o instituție oficială și legitimă a Republicii Moldova. Deci trebuie să păstrăm un drept echilibru în credeți absolut că asta tot ceea e o provocare? Ce... Era și steagul Uniunii Europene acolo. În ceea ce privește steagul românesc, cred că a fost o provocare. Eu cred că a fost o provocare în ceea ce privește steagul românesc. De asemenea, am văzut provocări... și harta României Mari, m-a atrag atenția. Bine, asta vreau să spun. Provocarea o consider și afișarea hartei României Mari și așa mai departe. Noi trebuie să ținem cont de un lucru. Să ne întoarcem puțin înapoi. Eu am totuși această chestiune pe care vreau să apăs acum. Să ne întoarcem puțin înapoi și să vedem și în manifestările din piața universității un scenariu identic cu scenariul care se întâmplă acum în Republica Moldova. Mi-a spus asta deja. Domnule domniței, oamenii care sunt acolo în stradă sunt tineri, așteaptă o susținere din partea României. Nu degeaba vorbesc despre România, că Basarabia e a ei.
Cum să le transmitem susținerea asta? Eu vreau să vorbeam aici despre cum ne simțim ca români când vedem steagul României fluturat acolo. E suficient de greu să moderez discursul având în vedere că sunt născut în Bucovina. Ceea ce spunea domnul director mai devreme... Spuneți-ne, cum îi susțineți? Cum îi susțineți dumneavoastră? Am să vă spun ce face România pentru tinerii basarabeni. Și o să vă spun că noi, unilateral, în fiecare an, dăm 1300 de burse tinerilor din Moldova. Tineri care aplică aproape număr de 5000 în fiecare an la consulatul nostru din Chișinău și o delegație de cel puțin 10 oameni merge și selectează pe cei care au avut notele cele mai bune. Dar această apetență pentru a veni la bursă în România denotă dragostea pentru, în primul rând, învățătură.